Ascultă Schimbă Perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Mirela Retegan și vă invit să schimbăm perspectiva și astăzi. Schimbăm perspectiva asupra felului în care abordăm mâncarea, asupra felului în care abordăm dezechilibrele din corpul nostru. Și am invitat pentru asta un specialist. Nu doar își spune doctor, ci chiar este, dar este extrem de direct, de uh, lipsit de Prețiozitate în felul în care se exprimă, înțelegem. Uh pe limba noastră ceea ce el ne spune, așa că vă invit, începând din acest moment, să schimbăm perspectiva împreună cu dr. Cezar. Bine ai venit, Cezar! Mulțumesc frumos pentru invitație și perspectiva mea am schimbat-o de foarte multe ori, cred că emisiunea asta mi se potrivește cel mai mult, pentru că asta am făcut întotdeauna, să văd din altă, din altă direcție, atunci când observam că anumite soluții oferite de să zic așa, cunoașterea convențională, nu puteau să-i ajute pe, pe toți oamenii și mulți se confruntau și chiar își puneau uh, intenția de a slăbi sau de puneau efort și ulterior ieșuau și mă întrebam oare toți cei 95% dintre oameni care au ținut vreodată vreo dietă, oare chiar toți sunt atât de lene și oare chiar toți sunt demotivați sau cumva harta pe care au primit-o este una nepotrivită sau greșită? Poate cumva au fost trimiși într-o direcție uh, greșită și nu ei sunt neapărat vinovați. Atunci, uitându-mă din altă perspectivă, am găsit, am găsit ceva soluții. Ai în fața ta o persoană care s-a aflat toată viața la 5 kg distanță de fericire, care a încercat toate dietele posibile. Pe vremuri, de la supa de varză până la niște ceaiuri chinezești pe care le încercau toate femeile din anii aceia, la uh, dieta disociată, la rina, la ducan, la... Nu, nu există ceva despre care eu să deci fie auzit... Ești o adevărată campioană. Da, da. da. Să fie auzit că uh, poate să te ajute să ai aspectul pe care tu ți-l dorești și eu să nu fi încercat să fac lucrurile astea. Mărturisesc că viața mea s-a schimbat abia acum vreo 5 ani, când aflată într-un punct limită, am aflat lucruri legate de celulele noi, care trebuie hrănite, de felul în care corpul trebuie detoxifiat, am descoperit Mâncatul la ore fixe mai întâi, adică renunțatul la ciugulel, și apoi postul negru. Și din acel moment viața mea s-a schimbat complet. Și astăzi despre asta vreau să povestim, Cezar. E mult mai ușor să nu mănânci deloc decât să mănânci puțin, pentru că foamea vine mâncând. În momentul în care te gândești că trebuie să mănânci sau urmează să mănânci, atunci se declanșează digestia de la nivel cefalic, deci de la momentul gândului și bineînțeles pe măsură ce ciugulești vine din ce în ce mai multă foame și e greu să te oprești din ciugulit la o anumită porție. Și de aceea, această, dacă inițial a schimba puțin perspectiva față de mâncatul haotic, mâncatul regulat vine cu ceva beneficii și pentru o anumită perioadă este benefic, la un moment dat, poate să apară în cazul unor persoane anumite restricții, anumite să se simtă încorsetate într-un anumit program. În dietă. În dietă, da. Și stresul dietei cauzează incapacitatea, cauzează stres, de fapt. Stresul dietei cauzează acest faptul că trebuie să ținem ceva programat. Necondiționarea da. Asta ne îndepărtează de simțurile noastre Iar noi avem simțuri, avem pofte Care de fapt sunt semnale sunt... Ce e pofta asta? Pofta este un mesaj Organismul ne spune că are nevoie de ceva ce anume poate niște nutrienți poate niște energie, poate are nevoie de niște ciocolată de, iub, de niște exemplu. iubire poate sau uh, dacă uh, mie mi-e poftă de ciocolată de fapt ce îmi spune uh, mie corpul sufletul uh, uh, ființa probabil e nevoie de magneziu pentru că magneziu se consumă în uh, stres și în uh, eventual o lipsă de, de o suferință sau un, pur și simplu stresul muncii. Și unde uh, găsesc eu acest magneziu? Magneziul găsești în ciocolată, îl găsești în uh, tot ce verde, în clorofilă. Clorofila, substanța verde din plante, are în centru moleculei magneziu. Și uh, ca să... În fiecare adică zi, salata verde, brocoli, brocoli uh, sparanghel, uh, dar varza și eventual spirulină sau clorela, tot ce e verde, algele verzi au o cantitate foarte bună de magneziu. Dar alte pofte ne transmit alte mesaje, însă la un moment dat pot fi distorsionate pentru că nu le mai putem interpreta corect. Există mai multe dezechilibre ale organismului, Dezechilibru... toxicitatea, avem prea mult din ceva dăunător, și sau uh, carența, prea puțin din ceva benefic. Bun, hai să Avem... ne oprim la uh, toxicitate. Poate la un moment dat munca să fie un uh, factor de toxicitate? munca necesită energie. În producția de energie, la nivelul mitocondriilor, care sunt niște mașinării așa în corpul nostru care produc energie, se produc și toxine. Și motorul de la mașină produce și toxine prin arderea combustibilului. Deci orice uzură, orice surmenaj, orice muncă peste o anumită uh, limită necesită o perioadă de pauză, de relaxare. Și munca nu trebuie să fie ea în sine stresantă, poate facem ceva ce ne place, poate suntem pe vibe bun, suntem în energie bună, lucrăm cu oameni fain, dar dar acel lucru în sine, respirația în sine sau starea de activitate în sine consumă energie. Deci ea duce la surmenaj, chiar dacă este unul pozitiv, benefic. Deci, ai dacă... simțit vreodată așa? Da, săptămâna aceasta, când am avut un turneu prin țară, am, fost, am dat cât am putut din, din mine și din cunoașterea mea și, și am, din timpul spus, tău, și din timpul, 5-6 ore de discutat cu oamenii, m-am simțit foarte, foarte bine. Dar la sfârșitul zilei ești epuizat. Pentru că și... ești consumat energetic? Uh, da. Atunci când uh, oamenii sunt atenți la ceea ce ai de spus, uh, cumva uh, le dai energia ta ei îți dau energia lor. E un schimb de energie. Uh, te poate ține în priză da, și de -aia pot pot să și adrenalina, și adrenalina, sus. bineînțeles, dar până la urmă, la sfârșitul zilei, uh, ai nevoie de resurse și ai nevoie de odihnă, adică sistem. Adică eu după trei spectacole la Iași săptămâna trecută, uh, trebuie, trebuie să iei niște eu... magneziu și să faci o baie eu... în caldă și să te odihnești, să dormi mai mult Unde și să... găsești magneziu ăsta? Unde găsești? Îl găsești de magneziu oriunde, oriunde da. Eu oriunde din orice da, da, farmacie. asta doar să nu să nu rețin că doar despre asta e vorba. Nu, e vorba de relaxare, de de somn, de de uh, soare. de măsură, de măsură, da. De măsură Echilibrul, în ceea ce facem? Da. Toxicitatea, deci uh, pe lângă faptul că poate nu mâncăm sănătos, mai ales dacă suntem pe drumuri și se acumulează anumite substanțe toxice din, din hrană, poate cei care trăiesc într un mediu poluat uh, din aerul pe care îl respiră dacă nu aerisezi bine încăperile, dacă pe stradă este praf și stai într o zonă care nu nu, nu foarte nu sunt copaci, nu, nu e natură din acest motiv poate să apară toxicitatea, dar și din incapacitatea organismului de a elimina mai ușor aceste substanțe. Deci ficatul joacă un rol foarte important în detoxifiere și trebuie să avem ficatul sănătos. Cum îl avem? Făcând și post intermitent. Plămânii. Deci trebuie să respirăm, să facem sport, să facem mișcare pentru a crește capacitatea cardiopulmonară și din acest motiv, nu doar pentru a ne oxigena ci și pentru a elimina uh, uh, eventualele uh, substanțe uh, toxice. Uh, rinichii, de asemenea, sunt și ei importanți. Trebuie să ne hidratăm, trebuie să bem uh, apă. Foarte mulți oameni. O să, uită să fac să fac apă. O, o să fac o mărturisire. Din cauza ta, pentru că te-am tot urmărit, te-am tot ascultat, mi-am cumpărat at atras. Așa. Atrasul corpului omenesc. A pentru că eu nu mai știam cum arată splina. Cum arată? Încercam să vizualizez organele, și pentru că nu reușeam să-mi amintesc, mi-am cumpărat acest atlas să înțeleg mai bine corpul. Pentru că tu vii și ne spui de fiecare dată când ai ocazia. Că dacă noi nu ne cunoaștem propriul nostru corp, nu avem cum să. cunoaștem Mașina lumea cu care de funcționăm, afară. adică gândurile, creierul ăsta pe care noi toți îl prețuim și viața, sufletul, funcționează pe această mașină. Trebuie să îngrijim această mașină cu care ne plimbăm sufletul prin lume, nu? Cum ne să ne întoarcem la o mașină, dar până atunci să le amintim celor care ne ascultă că stau de vorbă cu Dr. Cezar și schimbăm perspectiva astăzi a felului în care privim uh, relația noastră cu mâncarea. Să le spun celor care știu mai puțin despre tine că tu ești medic la bază, medic cardiolog, că cardiolog ai... uh, am uh, ieșit din uh, sistemul convențional și mă dedic uh, 100% uh, cercetării uh, ce te-a determinat să schimbi perspectiva? Acolo, la un moment dat, aia, aia schimbare de perspectivă. Schimbare de perspectivă, da, pentru că am vrut să intervin cu un pas mai devreme. Am lucrat în secții de cardiologie intervențională, terapie intensivă, primiri urgențe și la cardiologie se cam moare. Adică, da, bolile cardiovasculare reprezintă pentru majoritatea oamenilor punctul final. Infartul miocardic este cauza cea mai frecventă de deces la nivel global. Da? Și în, Fiind participând la astfel de proceduri, de terapii, văzând disperarea în ochii pacienților, domn' doctor, salvează-mă, da? Când șuie glonțul pe la ureche, mai ales la o vârstă tânără, apare disperarea și dorința de a, de, a, de a fi salvat, de a trăi. Și atunci tu ai ieșit din zona de intervenție directă pentru, în zona de prevenție? Pentru a veni mai devreme, pentru a, -a putea ajuta cu adevărat mai devreme. Dar cum ți-ai dat seama că tu știi să faci asta? Făceam asta deja pentru mine, adică am îmbrățișat sportul, am îmbrățișat mersul în natură, pe munte, încă de la 14-15 ani, am, am muncit și la țară în copilărie. Am făcut tot felul de sporturi mai, mai adrenergice, să zic așa: parașutism, alpinism, și mi-am dat seama că în mine este un foc, și care trebuie eliberat și trebuie pus într-o. Să zic așa, într-o utilitate publică, să dau și altora ceea ce eu. Știu, din credința ta? Din, din credința nu mea. Da. Nu-ți garantează nimeni că, de fapt, despre asta e vorba. Dar, cumva, nu vroiam uh, garanții, pentru că mie îmi place incertitudinea, mie îmi place nesiguranța. nu ți a fost frică, frică, cu ghilimele de rigoare. N-ai avut așa o rezervă să ieși în fața oamenilor și să spui lucrurile astea despre care tu nu puteai să. Nu există dovezi științifice. Uh, Te bazai pe experiența anumite. personală. Da, m-au ajutat uh, oameni și autori care au. A avut o altă perspectivă asupra științei. Știința este aproximativă. Noi vorbim de medicină ca știință exactă, dar este departe de a fi exactă. Este, chiar și fizica este aproximativă. Și am fost pasionat de fizică cuantică și sunt în continuare și mă îndrept atenția și în această zonă pentru că asta mi-arată mie că tot ceea ce e în jurul nostru este aproximativ. Ai fost foarte curajos, Cezar. Da, acum pentru că ai renunțat la ceva, sigur da? Da. Era, aveai un job, aveai, uh, erai doctor, te respecta toată lumea. Doctorii nu duc rău în România. Mai ales cardiologii nu Într-un Punct de vedere, da, nu da. duc rău deloc. Și cu toate astea, tu ți-ai asumat riscul de a te duce pe o cale nedeschisă în România, de a crea cărare, că după tine pot să vină foarte mulți oameni care cred în aceleași sunt valori. Sunt oameni care au observat că ceea ce, ce recomand sau ceea ce spun e, e foarte ușor de pus în practică, Este cel mai multe sfaturi sunt gratuite. <coughs> Adică, și nu costă. A îmbrățișa starea de sănătate nu înseamnă neapărat costuri financiare. Să faci post negru, intermitent, chiar îți economisește niște bani. Să faci exerciții de respirație, să stai mai mult la, la soare să, și ochiul trebuie să intre în contact cu lumina naturală a soarelui, retina. Doctor, deci asta dumneavoastră e, asta gratuite. Dumneavoastră aveți niște rețete foarte nepotrivite <sus> pentru industria mare care uh, pierde foarte mult. Uh, cumva! <sus> Am avut o astfel adică de... nu sunteți un uh, promotor uh, foarte. Uh... Ideea este că și industria va avea de câștigat, deoarece, uh, chiar dacă aceste soluții sunt gratuite, ele necesită implicare și efort și muncă individuală, și poate mulți oameni, uh, din cauza că nu pun atenție în, în acest demers de a fi sănătos, uh, se lasă așa captați. De alții vampiri energetici care le captează atenție, evident, și nu sunt atenți la propriul corp, și atunci ei vor fi uh, utilizatorii și consumatorii industriei. Industria se va baza pe o... din păcate, din fericire, mă rog, depinde de perspectiva. E da? loc pentru toată lumea. E loc pentru toată lumea, cum și au reacționat, cum au reacționat cei din jurul tău când tu ai ales să schimbi perspectiva asupra felului în care îți faci misiunea. Pentru că să fii doctor e, e în continuare în misiunea ta. Chiar m a fost. Dar ce, ce medicină asta? Ce? Te faci acolo în, în filme pe YouTube, ce e asta? Dar nu. Asta nu e medicină sau genul ăsta de, de replici. Dar Și cum ai rezistat? Știi de ce nu vreau să mergem mai departe? Sunt foarte mulți oameni care cred în. În flacăra aia care există Că noi știm, fiecare dintre noi venim cu un dar Cu un har Și unii dintre noi ne-l recunoaștem Alții uh, ne temem să-l recunoaștem Și sunt sigură că dintre cei care ne ascultă Foarte mulți și-au recunoscut această flacără Dar se tem să meargă mai departe uh, Am un principiu pe care l-am uh, implementat Să fac mai degrabă ceea ce simt Decât ceea ce trebuie Ceea ce trebuie vine din exterior. Societatea, familia, conformismul îți spune ce trebuie să faci ca să ai succes în viață. Dar analizând adevărați oameni de succes de pe lumea asta, am văzut că majoritatea au fost non-conformiști. Și Einstein a fost un nebun La între ce ghilimele? Te raportezi? Și, uh, mă refer să, uh, să ascult mai degrabă ce îmi spune inima și să-mi fac uh, să placă ceea ce fac. Ok, și cine vine să-ți spune dacă e bine sau rău ce faci? Cei care știu deja un anumit șablon sau. Da? Iar eu. ți -e suficientă reacția oamenilor care vin și îți spun: datorită filmulețului pe care l-am văzut pe TikTok cu tine, eu mi-am schimbat felul în care mănânc. Sunt foarte mult și asta mă impulsionează. Ți-e suficient? Nicio mai mult. Păi este serotonină de fapt. Pentru că atunci când faci un bine două, trei, zece, oamenii care îți mulțumesc sau îți dau un mesaj, poate nici nu apuc să-l citesc, dar prin univers se transmite acea energie, să-i dea Dumnezeu sănătate sau, să, sau fiecare cum, cum se adresează. Eu pricep, Percep acel mesaj, chiar dacă nu-l citesc în mod direct. direct, chiar dacă nu vin să-ți spună da. mulțumesc e, și să-ți nu, Oamenii vin, dar nu sunt mii sau zeci de mii de mesaje pe toate platformele. Dar eu știu că sunt acolo și le mulțumesc tuturor pentru că asta îmi crește serotonina, care e hormonul fericirii și mă ajută și mă activează să fac mai departe ceea ce fac. Până la urmă. O să revenim e... și la hormonii, ăștia, pentru că e un subiect care ție îți place foarte tare, să-i luăm pe rând să vedem unde îi pierdem, cu ce rămânem și de unde ne alimentăm cu ceilalți, dar dacă ar fi să te adreseze acum oamenilor care au o rezervă în a urma focul, flacăra um, harul credința ce le-ai spune? Să-și antreneze curajul cu pași mici de curaj, adică să faci un duș cu apă rece, e un gest curajos. Dar e micuț, adică dai puțin pe picioare până la brâu, și, uh, sau să dormi la cort într-o noapte de vară, sau să uh, faci. Deci, cumva să te antrenezi acest, să ieși cu bicicleta pe o, o cărare de munte care poate nu e așa sigură. Mai Cezar, Avem nevoie avem nevoie de aceste gesturi care să ne scoată din zona de confort și în momentul când vine uh, uh, pasul ăla, zic major vei fi pregătit, vei fi antrenat. Curajul nu se antrenează așa deodată, nu apare deodată. Pe mine m-a ajutat parașutismul, m-a ajutat mersul pe munte, iar când a fost necesar pasul de a, de a ieși din medicina convențională, eu deja eram pregătit să fac lucruri curajoase pentru că experiența anterioară mi-a spus că e bine așa. Deci știu îmi spui acum că dacă eu învăț să fac duș rece și dacă eu dorm noaptea la cort și dacă eu uh, mă antrenez să scap de niște frici pe care eu le am, când va trebui să iau o decizie exact. majoră legată de jobul meu, de orașul în care locuiesc, de partenerul nepotrivit pe care exact l am? Exact așa s-a întâmplat în cazul meu. Exact așa. Pentru că toată această, toată această stare de a face sau nu, curajul sau reținerea în a face, cu cât Pregătești momente anterioare, da, incremental, să zic așa, pas cu pas, cu atât nu va mai părea atât de greu. Va fi, va, va fi starea ta, pentru că ai făcut asta de nenumărate ori și știi că ascultându-ți inima, ai făcut cel mai bine. Și atunci când îți asculti inima, chiar dacă iese prost, noi ne autojustificăm și învățăm lecția mult mai ușor. Când facem ceva contra inimii, vom găsi tot timpul vinovați în exterior din cauza ta n-am făcut, din cauza lucutare nu am făcut... Ce? Nu zic acum oamenii care îți spuneau să nu te lași de postul de doctor și... Acum, știi, după război, mulți viteji să arată, evident, întotdeauna e așa. Dar sunt și oameni care au un demers da, într-o direcție și nu ți iese din prima, că nu-ți garantează nimeni succesul. Important este să, să persevereze. Ție cât ți-a să... luat până când oamenii te-au auzit? Um... Adevărul e că am și prins un moment extraordinar cu lansarea TikTok-ului uh, imediat după pandemie, și a fost un val, deci am fost pe val, am uh, intuit foarte bine momentul și n-a durat atât de mult, uh, dar eu, înainte de a ieși pe. când a apărut TikTok-ul, eu deja vorbeam la radiouri locale din, uh, din Iași, uh, deja mergeam la televiziuni locale cu, uh, și mi-am antrenat. Uh, înainte de a-ți asuma schimbarea de la. Uh, Profesia ta pe care să o profesezi la această formă de um, comunicare medi de de a medicinei în masă. Da. În masă. Erai un tip prezent în studiouri și nu. la microfoane și uh, nu, 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 niciun caz, semintrinc. Prima... Nu, niciun caz. Prima dată când am uh, am avut o rubricuță la radio și trebuia să intru prin telefon, aveam emoții de mă pregăteam o zi înainte ca să vorbesc 3 minute, <gântu -i> și notam tot felul de idei și îmi bătea inima <gântu -i> așa ca la iepuraș. Și mulți spun că, vai, eu n-am curaj să vorbesc sau toată lumea are o reținere pentru că e ceva nou, nu sunt formate încă acele neurocircuite. Am, ca... am învățat. Deci de mâine Duș rece, dormit la cort și lasă că te mai gândești tu la câteva lucruri care să ne dea curaj. Stați în mâini, uite, învăț acum să merg în mâini și să stau în mâini. <laughs> da. Eu vreau să stau în picioare. Ne întoarcem să vedem care sunt cele mai mari dezechilibre care stau în calea sănătății noastre și să povestim un pic despre postul negru, despre cum facem să nu ne doară capul atunci când vrem să postim, de ce e acest post negru atât de important de unde vine și cu ce ne ajută. Ne întoarcem cu dr. Cezar la Schimbă Perspectiva aici la Europa FM. Sunt -mi Mirela Retegan, schimbă perspectiva la Europa FM. Dr. Cezar și deja am învățat din prima parte a discuției foarte multe legate de felul în care putem să schimbăm perspectiva asupra curajului și am reținut că trebuie să facem asta în pași mici și să ne antrenăm cu lucruri care să crească în noi cum îl cheamă pe hormonelul ăla? Adrenalina, noradrenalina, cortizolul, ei sunt hormoni de stres. Așa. Dar sunt hormoni pozitivi dacă sunt în doză mică, incrementală și sunt uh, alternați așa de... Adică dacă eu sunt în duș și urmează să mă spăl cu Crește dopamina. Rece, și dopamina, dopamina... Uh, crește dopamina... Crește mai bine pe câteva ore și crește nivelul de bază După al dopaminei. După ce mi-am făcut dușul rece. Da, da. Dar și înainte de, de Și excitement și energie, da. Când mi-e frică... Înainte de duș crește cortizolul și dar ăla e cel mai greu moment să să comuți pe apă pe apă rece. După aia ai să vezi că se activează organismul și produce energie. Poți să, te, poți să te pregătești cu exerciții de respirație înainte, ca să nu ți se taie respirația exact în momentul okay. ăla. respiri profund de câteva ori, da? Te oxigenezi bine și oxigenul respectiv îți va da energie pentru a activa mecanismele de termo termogenetice. Deci de producție de, de, căldură. Bun, hai să povestim. Și asta ajută și la slăbit. Pentru cine este interesat, chiar este efect, activează și hormonii tiroidieni implicați în producția de energie. Așa încât dușul, al... cu apă rece. dușul cu apă rece Mișcarea, sportul și postul intermitent Crezi că e rețeta ideală pentru a ne reechilibra organismul Perfect, hai să vorbim despre postul intermitent despre felul în care noi um, stabilim când mâncăm, cât mâncăm, cum mâncăm și cu cine mâncăm. Da. Poate cum mâncăm și cu cine mâncăm e mai important decât. Ce mâncăm. <laughs> pentru că... Știi că eu am făcut un spectacol pentru copii, se numește Bucurie în farfurie, se joacă pe Lipscan, joacă Maia mea, prezintă acest spectacol și este fix despre cum să învățăm copiii și părinții că atmosfera de la masă, bucuria de a ne aduna în jurul unei mese și transformarea mesei într-un eveniment de familie este mai important decât ce punem în farfurie. Da. Pentru că activează, dacă vrem și o explicație științifică, că tot vorbeam de, de specialist. activează aici. sistemul autonom parasimpatic uh, care se ocupă de digestie. El este mai numit și rest and digest, liniște și digestie, odihnă și digestie. De ce? Păi noi trebuie să ne odihnim sistemul ăla alalt simpatic, ăla care e mai mult pe fight or flight, luptă sau fugi, stresul, să zicem așa, și să oferim energie sistemului digestiv care toate, toate enzimele digestive, care sunt niște forfecuțe care taie mâncarea, așa în bucăți mici, mici, mici de tot, ele sunt niște proteine care trebuie, ele sintetizate, ele trebuie produse și asta consumă foarte multă energie. Acidul gastric, de asemenea, ca să-l producem, e necesară energie. Deci, noi cumva trecem de pe luptă sau fugi și ducem energia, resursele organismului, către digestie. Și atunci Uite, trebuie eu să ne odihnim, să ne eu, liniștim. Eu sunt să... acum pacienta ta. Și uh, îți povestesc ce am făcut eu Știi că oamenii nu se duc la doctor de rușină Pentru că doctorii de obicei îi ceartă da, așa. De, ce, de ce ai stat până acum? Da. De ce n-ai venit până acum? De ce? Uh, și atunci oamenii mai bine nu se duc decât să uh, fie certați acum, da, tu... În ultima vreme totuși s-a mai schimbat atitudinea da, 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 din da, câte. da, destul de mult da. Dar acum o să te rog să nu mă cerți și eu o să-ți mărturisesc sincer că au fost vremuri în viața mea în care am mâncat o săptămână supă de varză. Adică fierbeam varză cu morcovi în apă și mâncam doar asta uh, ca să slăbesc rapid. Da, uite... Ce se uh, întâmpla uh, cu corpul uh, meu? Că dacă faci asta o zi, două, poate fi considerat un semipost sau un sfert de post. Uh, un post care e incomplet, dar e ok pentru cei care totuși simt nevoia să... Pune ceva în stomac. Hai să definim ce e postul. Postul. Postul înseamnă să te. Dacă vorbim de postul alimentar, da? Să faci o pauză și să nu mănânci. Eventual. Nimic. Să nu mănânci nimic, da. Acum, dacă mănânci doar niște varză care e hipocaloric care e foarte, foarte puține calorii și are și niște fibre. Nu înseamnă că neapărat a încălcat postul din acest punct de vedere. Apa poți să bei. Apa poți să bei. Cafea poți să bei. Apa și într-o oarecare măsură te ajută, da? Te ajută și mai mult dacă apa este minerală, este bogată în săruri, pentru că. Uh, va, va menține uh, presiunea sângelui în limite normale și uh, va avea, acele minerale vor uh, fi utilizate de către enzimele reparatorii. Eu beam apă plată, ar trebui să beau și minerală? Uh, poți să pui niște și sare uh, de Himalaya, sare celtică, pur și simplu, da. Și să vezi cum, uh, îți va fi mult mai ușor să treci peste post. Da? Okay. Dacă simți neapărat ce, ce nevoie. Ce mai poți să consumi în post? Deci cafeată de fără zahăr, fără um, calorii. Ceai? Uh, um, ceai neîndulcit, Um, dacă și sunt um, că, na, între alb și negru sunt multe nuanțe de gri uh -huh. Dacă cineva nu poate și nu poate fără zahăr absolut deloc, uh, poate să-și pună puțin acolo, să-și pună jumătate sau doar un dar puțin. Important este uh, să nu-i dai stomacului să Exact. Și asta cumva îi va, uh, dacă punem puțin zahăr va, va fi mai greu să țină. Postul. Dar, măcar la început, în primele uh, zile, dacă nu ești obișnuit și nu poți și nu poți, toată această adaptare se poate face la fel incremental. Adică de la uh, cât erai obișnuit, din ce în ce mai puțin până, până renunți de eu, tot. Eu știu cum am făcut. De la mâncat uh, haotic și compulsiv, acum vreo șapte ani de zile am început să mănânc la ore fixe. De la șapte dimineața până la șapte seara mâncam dintre trei ore, două mese principale, trei uh, gustări. Există un grup pe Facebook, Fix la Fix, unde sunt 700.000 de mii de oameni cu niște rezultate fantastice. Pe mine m-a ajutat enorm această da, mai, mișcare. Mai e o perspectivă aici. Dincolo de aspectul fiziologic al mâncării, faptul că te-ai disciplinat. Exact. Tocmai acea disciplină și când obții niște, și obții rezultate, evident, sunt alte mecanisme aici, cumva te, te, atașează de acel program. Însă... Știi ce a eliminat? Ciugulitul. Ciugulitul, da. Faptul că mi-am băgat în cap că n-am voie să bag nimic în gură de la ora 7 dimineața până la 10 când abia așteptam să mănânc cu măr. Da. După care de la 10 abia așteptam prânzul la 1, îmi fixam o întâlnire. După care, știi, nu mă mai gândeam ce mănânc, mă gândeam că pot să mănânc ce vreau eu în momentul ăla. toate, toate dietele toate dietele funcționează, de aia există, că altfel n-ar exista nicio dietă care să nu funcționeze, da? O lună, două, trei, patru, cinci, șase, un an. Ideea este așa, putem ține acest regim, această dietă, acest program toată viața? Aici e, de fapt, întrebarea, putem din, toată viața să mâncăm din 3 în trei ore? Da, dar n-am mai avut nevoie la un moment dat, știi? Ok. Mi-am dat seama că e prea mult, că mănânc prea... N-am mai... m-am obișnuit și dacă Cred că mi-ar fi fost foarte greu să trec la intermitent dacă nu învățam în, post, în această dietă, în această da, program, organizare, organizare, program, da. să fac pauze. Aici... Pentru că altfel eram obișnuită ca majoritatea românilor, ce prinde de mână, bag în da. gură. Rămâne un pic pe farfuria copilului, aruncă stomacul meu. Mai sunt niște chestii în frigider, lasă că le mănânc eu. Faptul că mi-am organizat programul de masă, nu mi-a mai dat voie să fac container din stomacul meu. Și atunci am aruncat ce n-a fost bun. Și asta m-a ajutat să trec la post. Da. E un pas intermediar foarte, foarte bun. Poate să fie o uh, idee o, pentru o idee. cei care au da, Exact. Știi? exact. Uh, ideea că te uh, aliniezi unei discipline, obții niște rezultate, dar acea disciplină, cumva, dacă ți e greu să, să o menții foarte mult timp, ajunge să. Să ne streseze, să te streseze. Și atunci trebuie și puțină libertate. Uhum. Postul intermitent vine exact cu această cu această formă relaxare. de relaxare. și libertate. Adică e necesar din când în când și câte un ospăț. O ospățul, da? Determină producția altor hormoni de, de fericire Dragi ascultători, rămâneți pe recepție Pentru că tocmai veți afla de la doctorul Cezar Că puteți să mâncați cât vreți voi Uneori, uneori. din când în când, la ocazii, la dar, petreceri, dar momente după? speciale Dar după va fi ușor să nu mănânci o zi, două, ca să te reechilibrezi Păi, cred că așa se și întâmpla în trecut, când oamenii făceau foame după mult timp de alergat prin pădure, după hrană, nu aveau... Nu avea timp să scoate și aveau timp să scoată sandwich Nu aveau timp să scoată sandwich și nu aveau benzinărie ca să se oprească din loc în loc. când reușeau să găsească ceva de mâncare, se ospătau, petreceau și cumva aici această echilibrare, că avem hormon de sațietate și hormon de foame. Ei și ea de sațietate trebuie promovați din când încând, dacă tot timpul ești mănânci la regim și la uh, dietă și niciodată nu te saturi, nu te ospătezi, acei uh, hormoni nu se mai secretă în aceeași Uite situație. Uite să presupunem aceeași... că oamenii Cânta. care ne ascultă ar vrea de mâine să um, practice și ei acest post. Și aș vrea să ne spui de unde Câteva etape, da. Deci cine este obișnuit să mănânce mic dejun, prânz, cină și șapte gustări între mese, să înceapă cu uh, creșterea, uh, ora de mic dejun să fie uh, puțin mai târziu. Dacă e obișnuit să mănânce la 7 sau 8, opt, să ducă 2 uh, două, zile la ora nouă. După 2 trei zile de acomodare să mănânce ceva la ora 10 și să, da? sau la 11. Asta poate să dureze o săptămână, două. De la o zi la alta să mai punem câte o oră acolo, în funcție de cât de greu ni se pare. Și vom ajunge la un moment dat să mâncăm prânz înzo și Cina. China să zicem nu foarte târziu, ora 7 opt de în cele mai multe zile, da. După ce acest program să zicem așa sărim peste micul dejun devine relativ ușor de adoptat și nu mai simțim acea foame disperată până la prânz, putem avea câte un mic dejun din când în când, adică să mâncăm din nou la ora 8 sau la 9 și eventual să peste prânz și mâncăm cina. Sau mâncăm micul dejun la ora 8, 9, mâncăm un prânz pe la târziu, așa la 4, 5 după amiaza și nu mai mâncăm cina, deci fiecare în funcție de situație se poate adapta, fie să sară peste micul dejun, fie să sară peste cină, fie să sară peste prânz, da? Ei, după ce crește, se numește flexibilitate metabolică. Organismul începe să să reînvețe să ardă grăsimi și oamenii mai devin atât de dependenți de de mâncare. E foarte important ca la ma, ultima masă, înainte de a face un post, de a zice, ok, nu mai mănânc cu următoarele două mese, ultima masă să aibă mai multe grăsimi și proteine și să nu aibă carbohidrat simpli, zaharuri, făinoase. Pentru că astea ne va ne vor ne va face, fi mult mai dificil să ținem acest post. Și avem înainte de a... Grăsim și proteine. Cum ce le găsim um... cel mai des? Păi, orice, că, carnea are și grăsime, are și proteine, lactatele, brânzeturile, ouăle, sau de partea vegană, vegetariană avem nuci, avocado, semințe, dar să nu fie foarte mulți carbohidrați cu absorpție. nu rapidă. paste. Nu și paste, nu și cartofi, pizza. nu făină, pâine, mai ales pâine ca albă. Să, ca e... să dăm de lucru corpului da, pe durata că, lungă. Exact, și carbohidrații ăștia ne vor face viața mai grea. Și după, că după ce ne obișnuim ce și cu această după etapă. După ce ne obișnim cu această etapă. Deci cel mai important la început este să ne obișnuim să nu mâncăm câte o masă două Uh, și nu neapărat scăderea în greutate, oricum se obțin rezultate, uh, dar e foarte important să facem și mișcare, da? pentru că atunci când facem mișcare, energia se duce pe periferie, pe sistemul cardiopulmonar pe, uh, și uh, sistemul digestiv va fi pus un pic pe pauză și nu ne va mai veni foamea aia disperată. Uh, e foarte important să mergem mână în mână și cu postul și cu mișcarea. Dacă nu facem mișcare, vom slăbi, doar că se pierde și țesut nobil Se pierde densitate osoasă, se pierde masă musculară Și scade metabolismul Și la un moment dat, făcând același post Sau nemâncând, vom vedea că nu mai avem rezultate okay. și... și dacă mă simt rău mă doare capul, sunt nefericită Așa. și îmi lipsește mâncarea foarte Așa. tare. Așa, încercăm cu apă, cu minerale, cu săruri și dacă se rezolvă, înseamnă că acesta era motivul, durerea de cap e de fapt o deshidratare din cauza că din corp s-au eliminat sărurile. De ce? Că atunci când nu mănânci, nu, nu mănânci nici săruri, da? Și când bei apă plată și slabă în minerale, la fel. Și poate să scadă tensiunea arterială mai mult decât... Dar uh... sunt oameni care percep absența hranei ca ceva foarte negativ da, în viața lor. Pentru că foamea e mână în mână cu frica de de supraviețuire, de moarte, da? Niciun animal, nicio vietate sălbatică nu are următoarea masă asigurată. Deci cumva foamea ne, ne trimite să căutăm hrană. Dar e doar o lipsă de adaptare pe moment. Dacă am fost obișnuiți să mâncăm uh, des, corpul n-a mai ars grăsimi, a uitat să ardă grăsimi. Ce înseamnă că a uitat? Genele implicate în producția unor enzime de desfacere a grăsimilor nu s-au mai activat, nu au mai muncit în ultimii ani în ultimii 10 ani, 20 Dr. ani Dr. Cezar este invitat astăzi la Schimbă Perspectiva, iar eu am schimbat perspectiva asupra felului în care mă raportez la mâncare în urmă cu câțiva ani, când o doamnă Ecaterina, din Lugoj, m-a salvat pe mine dintr-o situație foarte dificilă de sănătate și ea mi-a zis atunci, copilul mamii trebuie să postești 100 de zile pe an. Minim 100 de zile pe an. Și am zis, 100 de zile pe an? Una din zice, ,6. zice simplu, dar știi cum mi-a explicat Cezar? Postul Crăciunului pregătește corpul pentru perioada de iarnă și acolo sunt 40 de zile. Postul Paștelui pregătește corpul pentru ce urmează să mâncăm primăvara și acolo sunt iar aproape 40 de zile. Și mai e vreo două posturi în timpul anului. De unde vin? De aici vine ideea asta? De-a lungul mileniilor, aceste practici s-au dovedit a fi sănătoase și eficiente și cumva și biserica și religia le-a le introdus și le-a povățuit pe oameni că asta este calea, până la urmă cumpătarea, echilibru uh, și uh, cred că survine din observație, din uh, pur și simplu dacă n-ar fi fost sănătoase aceste practici, n-ar fi ajuns până la noi. Tu aveai în familie oameni care posteau în copilăria uh, uh, Da, bunica, bunica de, de pe tată... Mama de, când o, foarte... mama de când o cunosc eu nu mănâncă din joia mare de Paște până duminică după ce se iese de la biserică. Chiar când bunica ținea post în vinerea mare, negru, așa mi se părea extraordinar de greu. cum rezistă? cum poate? Acum îmi dau seama că nu e chiar atât de complicat, mai ales dacă face asta de viață. Oricine se poate adapta. Mai absolut avem oricine. Foarte puține minute la dispoziție. Aș mai fi avut de discutat cu tine foarte multe subiecte, dar aș vrea să-mi promiți că mai vii, pentru că n-am vorbit despre toate elementele uh, care produc dezechilibre în corpul nostru. N-am apucat să vorbim despre hormoni, n-am apucat să vorbim despre foarte multe zile despre copiii tăi. Copiii mei uh, sunt, țin și ei post. <laughs> Normal! Uh, nu i-am obligat niciodată să mănânci. Dimineața plecau și nu mâncau uh, Și cum am. Uh, bunica și să mănânce, să nu lasă-l în pace, dacă nu-i foame, nu-l forța, că corpul îi va cere, îi va, da, îi va spune ce anume să, să Deci mănânce, să nu forțăm copiii să, să, mănânce să nu pentru că probabil îi știu mai bine ca noi. <laughs> da, mai ales dacă sunt în creștere, organismul sigur le va cere. Foamea e adânc sădită în ADN-ul nostru și e un semnal, foamea, poftă e un semnal să, să ne facă să aducem în organism ceea ce avem nevoie. Hai să intrați pe pagina Mirela Retegan oficial și să ne scrieți acolo o dietă pe care ați ținut -o a ținut-o de-a lungul vieții, chiar sunt foarte curioasă și să ne povestiți uh, despre ea și uh, unul dintre voi va câștiga uh, o carte astăzi aici acum, așa cum facem uh, în fiecare emisiune. Cezar, îți lasție uh, microfonul să recapitulăm un pic, pentru că mi-a plăcut foarte tare și aș vrea ca toată lumea să rămână din această emisiune cu felul în care putem să ne antrenăm curajul pentru a lua toate deciziile pe care vrem să le luăm. Avem nevoie din când în când să ne treacă pe șira spinării un fior. Avem nevoie de fiorul pe șira spinării pe care îl are orice l-am avut de-a lungul istoriei toți oamenii și în ultima vreme prea mult stăm într-un confort. ultima dată când mi-a trăit cu un fior pe șira spinării când am urcat pe negoi weekendul trecut și era zăpadă, nu, zăpadă înghețase așa puțin, erau pe zona cu lanțuri Uh, și am alunecat puțin, uh, mi-am antrenat vigilența și apoi am făcut și un story, că mi-ar fi trebuit niște colțari, dar am simțit starea aia, încă sunt prezent, încă sunt atent, încă sunt aici, când ești când faci astfel de lucruri, că te urci pe un munte, mai tehnic, mai ușor, în funcție de fiecare, când mergi pe un traseu, cum e traseul, un traseu montan printre rădăcinile copacilor, trebuie să fii atent, ești acolo. N-ai cum să fii ca și atunci când alegi pe bandă, la sală și cu urechile în muzică și cu ochii în atenția în altă parte. Ei, în astfel, în natură, de fapt, ne redobândim atenția și cumva te mai lovești la un genunchi, ești atent la genunchiul ăla sau, sau auzi ceva din pădure, oare nu o fi vun sau observi o floare, nu trebuie să fie totul doar sperietură, dar în natură ne reputem câștiga atenția atât asupra corpului nostru și a sufletului și a minții noastre, dar și față de un mediu care este variabil, este incert, este impredictibil. Pe, în oraș totul e predictibil, avem GPS, avem toate coordonatele și nu mai suntem atenți. Este foarte interesant această discuție și nu vreau să închid fără să îți spun că în această vară am înțeles exact ceea ce spui. Am mers în vârful muntelui, am dormit la cort și am auzit ursul la 2 metri de lume. Tatăl nostru născătoarea, crezul, îngerașii, arhanghelii... Te-au salvat! Pe toți am chemat Sii? și, într-un târziu am zis, Doamne, dacă asta e să fie ultima zi din viața mea, îți mulțumesc pentru tot ceea ce am trăit, dar dacă tu crezi că eu mai am vreun rol pe lumea asta, trimite ursul să culeagă niște zmeuri în altă parte. Da, uite cu ce bucurie povestești și această experiență. Dacă ea n-ar fi existat... Doamne, ce am simțit o peșira <laughs> spinării Cezar! No? Păi, păi, vezi, păi vezi și asta te antrenează să, ai, să faci acte de curaj în continuare. Schimbăm perspectiva. Mulțumesc foarte mult, Cezar! Dr. Cezar a fost astăzi aici la Schimbă Perspectiva și dacă vreți să introduceți postul negru în viața voastră, începeți cu pași mărunți și de altfel cu asta rămânem de astăzi de la doctorul Cezar. Începeți cu pași mărunți și antrenați-vă curajul, exersându-vă corpul și supunându-l unor uh, exerciții care să-l facă din ce în ce mai puternic și care să crească dopamina în, uh, în, în, în capul vostru. Vă mulțumesc din toată inima că sunteți ascultători și îndrăzneți, schimbăm perspectiva în fiecare zi la orice lucru, oricât ar fi de mărunți. și așa cum îmi place mie să spun de fiecare dată, când apare un obstacol în fața voastră, nu vă așezați uh, în dreptul zidului ca să vă plăți. Plângeți, ci priviți-l dintr-o altă perspectivă și cu siguranță veți găsi soluții. La revedere! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.